Salutare prieteni, bine am regăsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum putem optimiza parametrii conexiunii la internet pentru a naviga și descărca mai rapid. Acest lucru se poate face cu AusLogic Internet Optimizer, așa cum sugerează și denumirea sa, analizează sistemul în căutarea acelor parametri ce pot fi optimizați, astfel încât pierderea de performanțe pentru conexiunea la internet să fie minimă. Iar, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, programul ajustează setările adaptorului de rețea, a sistemului de operare și aplicațiilor ce utilizează conexiunea la internet pentru tipul de conexiune disponibilă. Însă, este de menționat faptul că acest program este unul asemănător, însă cu ceva în plus față de programul pe care vi l-am prezentat în trecut, și anume SGTCP Optimizer. Optimizer. Pentru început, haideți să luăm și noi softul, deschidem un browser și vom scrie AusLogic Internet Optimizer. Dăm click pe primul rezultat. De fapt, nu pe primul. Vom da click pe al doilea. Va trebui să intrăm pe site-ul lor oficial și la să căutăm, de fapt, nu știu dacă îl mai are. În general, acesta a fost scos. În trecut a fost scos. O să vedem speed up and internet, gata, l-am găsit. O să vedem boost speed. Da, l-a scos, deci rămâne prima opțiune. Deci va trebui să deschidem primul link, dăm click pe butonul download, salvăm executabilul. Ok. Yes. Închidem browser doar ce nu mai avem nevoie de el. Next, acceptăm termenii contractuale softului. Next, de aici vom face calea unde anume vrem să să instalăm această aplicație. Eu o să las încep program file 686, voi puteți să salvați în orice altă parte sau în orice alt folder. Next, next. Eu o să las să-mi creez o iconiță pe desktop, așteptăm să ne instaleze și îl lansăm. Pentru început, după cum puteți observa, de prima dată, ni se va cere să selectăm tipul de conexiune a contractului cu furnizorul de servicii la internet. De asemenea, avem la dispoziție trei opțiuni, și anume conexiune rapidă, conexiune medie și conexiune lentă. De fapt, la conexiune rapidă este peste, dacă știm că este peste 1 mega, dacă e mai într-un mega și mai puțin, aici în cazul în care, de fapt, a doua și ultima opțiune, a treia opțiune este recomandată pentru sticurile de internet. Eu sunt pe cablu, deci prin fibră optică, deci o să-l selectez prima opțiune, voi puteți face la fel, după care dăm click pe Analyze. Așteptăm un pic ca softul să ne scaneze după parametrii selectați, iar AusLogic, bineînțeles, după ce va testa diverse setări pentru a ne recomanda cea mai bună configurație, iar la finalizarea, după cum puteți observa, ne-a găsit ceva, ne sugerează să facem următoarele setări pentru o viteză mai bună, iar la finalul scanării, bineînțeles, ne arată ce trebuie să ajustați tipurilor de conexiune disponibilă pentru asigurarea unei conexiuni mai bune a PC-ului cu rețeaua rețelelor, ca să spun așa. Deci, dăm click pe Optimize. Ne spune că nu a putut să, nu știu de ce. Încă o dată o să mai dau un Analyze. Nu știu de ce nu am vrut să meargă. Mă rog, în general puteți face și voi manual. Ar trebui normal, ar trebui să meargă. Însă e recomandat atunci când selectați să faceți un speed up. Deci dați click pe Optimize și normal programul ar trebui să meargă. Ce vreau să menționez este faptul ăsta, să găsesc
la un anumit timp Auslogic a apărut un nou, o nouă aplicație numită Auslogic Boost Speed, mi-am adus aminte acum, unde avem aici, stați așa, avem internet optimizer, bineînțeles în versiune free, dar puteți găsi licențe pe internet o grămadă. Da, deci nu am greșit eu în ceea ce privește instalarea, mă scuzați, nu instalați nimic. Voi cam ce ar trebui să faceți de fapt este să vă luați, să vă luați Auslogic Boost Speed 8. Licențele pentru asemenea puteți să folosiți ori în versiune trial, puteți îngheța versiunea trial, aveți tutorial pe tema asta sau puteți găsi licențe, tot felul de licențe pe internet. Și la Auslogic Boost Speed, la trusa cu scule, aveți Auslogic Internet Optimizer. Dăm un click pe Analyze. Mă scuzați, am greșit eu, dar am dat de eroare, o versiune ceva mai veche. S-ar putea ca unele să tăi să fost scoase, mă rog, nu știu exact ce anume a fost cu eroarea respectivă. Deci de asta vă recomand Auslogic Boost Speed. Însă o să vă dau și un link, nu vă faceți griji. Stai să vă dau, eu o să-i dau Optimize și între timp, stați vedem dacă... Da, haideți că l-a luat de data asta, dar n-am înțeles de ce nu l-a luat la început, de ce nu a vrut să meargă și la început. În orice caz, haideți să, dacă în cazul în care nu vreți să-l descărcați pe, de pe, cu Boost Speed, să descărcați Auslogic Boost Speed, puteți să accesați următorul link. Următorul link, linkul aveți în descriere. De fapt este linkul care l-am accesat prima dată. Dacă vă merge, deci dacă merge, îl testați așa fără ajutorul lui Auslogic Internet Optimizer. Ați văzut, mie mi-a mers la ajutorul lui Auslogic Boost Speed. Ați văzut, mie acum nu mi-a mai apărut niciun fel de eroare. Însă dacă vă apare astfel tip de erori, vă recomand să luați Auslogic Boost Speed. Ei bine, după ce ne-a efectuat optimizarea asupra rețelei parametrilor, este recomandat să dăm click pe Reboot Now. Dacă dau click pe Reboot Now, se va opri filmarea. Deci o să închid aici, cam asta ar fi tutorialul. Sper că m-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în rubrica de comentarii acest tutorial sau pe adresa mea de Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!